Instituțiile din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale au termen până în 15 august pentru a implementa un sistem digital de comunicare cu cetățenii, prin care aceștia să facă doar o singură deplasare la instituție pentru obținerea documentului solicitat, a transmis ministrul de resort Violeta Alexandru. Cei care au nevoie de serviciile Ministerului Muncii vor face un singur drum, la final, pentru ridicare documente solicitate, după confruntarea documentelor trimise prin mijloace electronice cu originalul, fără alte drumuri, fără stat la cozi, fără stat, a aplecat ca să pot pot să auzi ce spune angajatul din spatele zidului pe care, până de curând, îl vedeai printr-un mic geam. Așadar, cei care doresc să comunice electronic cu instituțiile din coordonarea mea, așa vom proceda, cât mai comod pentru și pentru că pentru ei muncim. Fie e-mail, fie prin portalul instituțiilor, vom comunica. Instituțiile din subordinea Ministerului au termen până în 15 august să implementeze acest mecanism de comunicare cu cetățenii. Ordinul este semnat, a scris Violeta Alexandru pe Facebook. Sistemul de comunicare digitală implementat la instituțiile subordonate Ministerului Muncii presupun următoarele etape. Descărcarea formularului de pe pagina de internet a instituției, tipărirea, semnarea și scanarea formularului, ori completarea lui online, atașarea celorlalte documente existente în lista de pe site, trimiterea către instituție a unui e-mail care conține toate documentele necesare, procesarea solicitării de către instituție, deplasarea unică a solicitantului la instituție pentru identificarea acestuia și predarea documentului solicitat. Violeta Alexandru a susținut că în urma implementării acestui sistem cetățenii care doresc vor putea să comunice electronic cu instituțiile Ministerului Muncii. Digitalizăm, simplificăm și debirocratizăm la Ministerul Muncii. Vă spun că se poate digitaliza și administrația publică, dar la modul real, nu de fațadă. E încep la minister. Va fi o schimbare majoră ce solicit. Cei care vor să meargă pe acest drum înseamnă că înțeleg că toată lumea s-a schimbat și că administrația din România a rămas mult în urmă. Drumul spre digitalizare este ireversibil la Ministerul Muncii. Cetățenii care beneficiază de drepturi și servicii din partea caselor de pensii, agenției pentru ocuparea forței de muncă, autorității pentru plăți și inspecții sociale vor putea să comunice electronic cu aceste instituții. Acesta va fi principalul mijloc de comunicare până la momentul eliberării documentului solicitat, a mai scris ministrul. Violeta Alexandru a subliniat că cetățenii care doresc să continue să vină la instituții pentru a transmite actele necesare eliberării unui document vor putea să facă acest lucru.